Salutare, salutare! Luăm și azi Țara la Pas să descoperim o nouă rețetă națională. Să aveți pic și caiet la îndemână, pentru că sigur veți avea ce nota. Și din ce zic eu, normal, dar mai ales din ce vor găti concurenții. Adică Simona Drilea din Bacău, Mariana Petreschi, reprezentanta rutenilor din Maramureș, și Uica Mihai din Timiș. Simona are 45 de ani și este din Apa Asău, județul Bacău. Averile ei sunt cei trei copii, soțul și o pensiune, afacerea familiei. A crescut la stână, este economist și bucătar la pensiune pentru că n-a găsit unul conform cu exigențele ei. Bună, sunt Simona din Apa Asău și astăzi vă aștept să gătim împreună rețeta națională. 45 de ani are și Mariana, membra comunității rutenilor din Bistra, Maramureș. Și ea e căsătorită, are o fată și un nepoțel, plus o afacere cu tâmpărie de care se ocupă împreună cu soțul. Face parte dintr-un ansamblu artistic al rutenilor și, zice ea, face minuni în bucătărie. Slava Iisusu Hristu! Sunt Mariana Petreschi, o ruteancă din comuna Bistra și vă aștept să facem o rețetă națională. Bute zdorovi! Veteranul de astăzi, 63 de ani, este Uica Mihai, adică Nea Mihai, în bănățeană. E din Reșița, dar s-a retras la Buziaș pentru aerul curat, aducător de sănătate. Se recomandă jurnalist de modă veche, scriitor de literatură și de rețete. Scrisul ca scrisul, l-a gătit să-l vedem. Hai noroc și pită unsă, eu mi-s Uica Mihai de la Buziaș, almăi cu geală bucătar din Banat. Mi-e dragă rețeta națională și vă invit la mine în cuină să vegeți ce mănâncă bănățănii. Trandafir de la Moldova, te-aș iubi, dar nu știu vorba. Suntem deja la drum spre primul popas de astăzi, satul Apa Asău din zona montană a județului Bacău. O fi la munte, dar îl găsim ușor, fiți pe pace. La câți kilometri am în palmares, îmi iau lejer diplomă de ghid în România. Trandafir de la Bacău, te-aș iubi, dar nu sunt eu, mă... Mă rog. Uite că am ajuns și la Apa Asău. Trandafir de la Moldova, te-aș iubi, dar nu știu vorba. M-am lăudat eu că nimerim ușor la casa Simonei. Dar cine ar fi zis că satul ăsta e așa un fel de New York moldovenesc? Capcane în trafic, labirint de străzi. Uf. Bună ziua! Bună ziua, domnule! O caut pe Simona Drilea. Știți unde locuiește? Ea? Da. Da, mai mergeți mai mult, cam vreo 2 km. Doi micuță, nu? Da, da, cred. Aia e, Simona. Am zis că am 2 km. Da. Și este o casă cu etaj. Da. Îi dau un curb mare așa, după aparte acolo este un banzic. Se vede. Banzicul. Acolo lemn. Aha. Și mergi acolo și faci dreapta. Dreapta, după banzicul ăla. După casa mare. Și numai trebuie să o pus din înainte, se vede. Aha, aha. Deci la levada mi-a luat acolo, la Simona. Da, mulțumesc frumos. Da. La revedere. Mi-a zis cineva, nu zic cine, persoană importantă, că dacă mă duc la Apa Asău, musai să trec pe la maestra măștilor și a costumelor populare din zonă, Ian Albu. Bună ziua! A, se bună ziua! Poate? Haideți la noi! Bună da, ziua! Da, am văzut măștile astea aici expuse. Da, bine ați venit! Eu le fac, Ian Albu da. Mă numesc, bine ați venit la noi! Să rămână! Eu sunt, ia uitați că tocmai am venit la atelier. Și dumneavoastră faceți măștile? Da, sunt făcute de mine cu mare drag și cu mari. Nu pot serios, să vă povestesc. Foarte frumos. Cât de dragi îmi sunt. Obiceiul măștilor din zonă și a ursului, da? Nu? Noi, da, la Asău este, știți cum? Ce cred că cea mai pură și cea mai încă vie tradiție. Foarte, foarte frumos. Dar sunt superbe măștile. Da, păi fiecare este unicat, fiecare este cu sumanul al de mine. Cum mi-a stat bine? Mi-a stat bine ca moș sau ca babă? Vă ajut eu. Pentru că deja v-ați dat cozile peste cap. Da, păi sunt mai sofisticate. Da, aducem aici la ochi ca să vedeți. Aha. Da? Așa, îmi dați voie să mă fac eu perechea dumneavoastră? Da, da, da. Vă rog frumos, aș vrea să fiu perechea al domnului Horia, imediat. Adică, cum să vă zic, doamna Horia. Și eu sunt domnul Dan. Umplute-i polăboazile! Eu sunt... Umplute-i... Plezile ardoazile! Așa era. Moșoare! Care moș? Eu sunt babă. Tanti Vietă. O, nu mă vezi bine. Tanti Vietă mi-a adus laptele. Nu, n-am lapte. N-ai mulți vaca? Nu. Dar de ce tanti? Am numai țuică. Tanti Vietă, dar mai țineți țuica aceea că nu s-a făcut prunia, nu i-a stat în grădină, s-a așa pe la anul. Dar mi-e sete. Dar
antivietă, dar gândește și matale că trebuie să mai dai și la un nepot. Dar și eu mai am minte să mai gândesc. Nu, tati vietă, cum să-și matale? Iartă-mă, te rog frumos. Mi-a plăcut asta. A, uite frumos e. Mi-a plăcut. Bă, băiatule, dar toată ziua stai și te uiți pe drum. La câte chestii frumoase am văzut astăzi, ajung să vorbesc singur, pe cuvânt. Acum, de, nu m-o opri să salut chiar pe toată lumea, că ajung la concurentă la masa de revelion. Viață greabă. Să rămână, mamaie. Uite pe aici cu treabă. Matale, ce faci? Ce ai acolo? Ce ai în pungă aia? Ah, domnule J. Frumos. Au, ia uite ce frumos sunt. Când acest teren mi-a fost lăsat moștenire, nu prea am înțeles ceea ce a vrut să spună bunicul meu, săracul, bunica-mi povestea că atunci când a cumpărat acest teren, era încălțat într-un picior cu o fincă și într-unul cu un pantof. Și cu atât mai mult, această poveste pe mine m-a făcut să dau plus valoare acestui teren. Și cred că de acolo de sus ei sunt mândri că am reușit. Bună ziua, Simona! Bună ziua, bună ziua! Să rămână! Bine, ce faci aici? Uite, colec niște colbeci. Ce? Melci, la București, la noi culbeci. Culbeci? Culbeci. 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 Ia uite ce viu e ăsta. Pentru că a plouat. Și gătești? Zilele trecute. Da, o să și mâncați. Pe bune? E? Nu-mi plac melci. Vai, nu există așa ceva. Îți spun ceva. Sigur. Dar nu există. Îți spun eu că nu mănânc. Nici nu mă gândesc. Îi gătesc, dar nu-i mănânc. Nu există. Serios? Tu mănânci furnici? Da. Eu nu urci. Mă mai gândesc. Nu. Dar sunt frumoși. Și gustoși. Făcuți de mine. Te cred. Escargot, zic francezii. Și se fandosesc mâncând așa cu o furculiță cu doi craci mici, subțiri. E, da. Eu v-am pregătit multe surprize. Surprize? Tradiționale de la noi de aici, din adică? Moldova. Peștele vă place? Da. E. Mănânc pește. E. Și mielul vă place? În special. Bun. Deci eu vreau să vă spun că n-ați venit degeaba până la mine. Trebuie să mă ajutați la treabă. M-a ajutat să tranșez un cârlan. Care e la întâia. Asta e prima surpriză. Îmi place tot ce este pur, ceea ce este curat, ce e tradițional. Vai, ce îmi place mie ce e pur. Cred. Ia uite ce pur e asta. Eu la noi în Moldova, oaspeții de seamă care vin, se primesc cu pâine și cu sare. M-am simțit și eu ca un președinte. Știam că și prim-miniștri din zilele noastre sunt întâmpinați cu bucurie, oriunde se duc ei și taie câte o panglică, tot cu pâine și sare. Da, mi-a plăcut colacul. Sarea nu. Mâncare, fudulie, băutura e temelie. Bun, bre, așa, aici vreau să ajungem. Asta este smeurată făcută de mine. Și de ce puneți în pahare așa mici? Că e cald afară. Pe bune? Da. E tare, e bun. Le putem combina și să spunem că tare bun. Și ce vei găti? Astăzi voi face un miel la ceaun, un fel de stufat. Miel?
Aula asta nu prea nu mai e, Cârlan. Cârlan, Cârlan, da. Da. Și renumitele Boalimbrâu. A, stufat din asta mai de toamnă? Mai de toamnă, da. Și unde e mielul? Trebuie să-l tăiem? Mielul este deja tăiat. E pisică, nu-i miel. Nu, no, da, da. Simona, cred că m-a pus la un test. Ea zice că mi-a făcut o surpriză. Stați așa că trebuie să văd și eu. Să fur din meserie, că păi știți că asta e cu furatul. Ți-o dau gratis. Da? Ei, da. Atunci mă înscriu. Ia mâna de acolo. Așa? Așa. Vrea. Ba da. Întotdeauna vrea. Trebuie să vrea. Întotdeauna vrea. Bun. Asta e până aici. Prea mare muncă nu era de făcut. Am tăiat și eu, scos pulpele alea de pe acolo și spata. Și rest, coastele i le-am dat ei, că până la urmă ea este în acțiune. Eu sunt doar chibiț. Da. Hai, noroc și pită unsă. Oh, bună ziua! Sănătate! Să rămână! Am picat pe nepusă masă. Pe nepusă masă. Chiar ați picat bine, ați chicat bine. Eu mi-sui ca din Banat, almă-i flămânjos din sat și ce întreb, cred că ghingești, azi cu șene omenești. Doamne, să fiți sănătoși că ați venit. De ominit avem cu ce vă ominit. Aveți eu cu sunt Simona. Mariana, îmi pare bine, vin din Maramureș, într-o zonă foarte, foarte frumoasă. Mi-ați adus un, da, cum este... să spune la voi? Mac-mau. Nu cadou, că nu se spune cadou. Mi-a zis o pălincă. Așa, de-a voastră. Da, de-a noastră, o trăistuță. Da, și un clop, simbolă, și un clop. Ia, eu dau lui George. Ca painuță. Eu dau lui George, el mica meu, că el e o încreangă din poveste. Uite, nici eu n-am venit cu mâna goală. Ți-am adus niște cărți scrise de mine, că pe mine mă ține muierea legată de casă și atunci ce să fac? Mai scriu și îmi trece în cap. Mulțumesc. Nu știu ce mai fac eu azi între două mânde, așa. Of, Doamne, o să am o viață da, grea. Dar stați că nu sunteți singuri, că îl aveți și pe domnul. Domnul Horia, îndumeta minădejdea. O să-ți fie nădejdea, dar eu o să mă retrag și o să vă lăsat, vă las în pace să vă gătiți treaba și plec cu o învățătură. Ce am învățat eu de aici este că în Maramureș nu se spune cadou, se spune pălincă. Așa că, la revedere. Da, mulțumim. Și ce ai tăiat aici? Un noaci, un berbecu? Am tăiat un cârlan. Nu vârlan. Nu vârlan, e cârlan. Nu, cârlan. Eu revin când sunteți gata cu masa. Da, vă așteptăm cu drag. Banatul și Maramureșul în Moldova. Code sagă de emoții. Simona, dar ce prinzi tu acolo? Măruntaiele de la berbecuți? Pentru că am avut norocul de a ploua aceste zile, am fost în livadă și am cules melci. Ne-am făcut o mâncare de melci, la noi se spun culbeci. Tu mănânci melci? Nu, n-am mâncat niciodată, nu? Nu există! Dar la voi unde? Prin Pajiști? Păi uite aici, pe aici, din livada mea de prun. Aha. E, uite, îți mai arăt ceva. Eu mă prefac că e surpriză, că atât am colindat prin Moldova și știu și acolo. Dar nu există să te surprind cu ceva? Oare? Măi, draga mea, tu cu prezența ta, cu fizicul tău, cu temperamentul tău, m-ai surprins. Să rumână, să rumână. Ei, da, atunci dacă știi, spune-mi ce e asta. Păstră va fumat în hârzob. Ei, da, ai știu. Ai văzut că știu. Au, viața mea cum arată. Ei, da, asta arat, e a mai mare. Arată, da, e miroasă. Miroasă foarte frumos. Viață, e? A viață miroasă. Despre ce vorbim aici? Ei, să vă văd. Nu-l mai tăia cu cuțetul, că nu-i bine. Ei, ăsta ce e atunci, dacă... Ăia ar fi cârnați de vânat. Nu, zici tu. De păstră v-a fumat. Ia nu de vine să cred. Ei, Doamne, Maica Domnului. E, hai să te văd acum. Atent aici. Ei, cu ăsta te-am surprins. Mi-a luat maul, mi-a pierit piuitul. Ai văzut? E să te văd cum îl guști. Și în mațe de oaie? Da. Cum e? Foarte bun și foarte gustos. Fato, îți suc mâinile. Ești maestru. Tu i-ai păcut. Eu. Nu ne păcălești. Doamne, Maica Domnului. Cum Doamne, să te păcălesc? Bună. Ai gustat? Da, foarte bun. Le-am făcut un aperitiv din zonă specific, un hârzob de păstrăva fumat. Cârnați de păstră. Astăzi e sărbătoare. Mâncăm, bem și ne simțim bine. Apoi de mâine o învidea noi ce o mâncați. Să știi că la mine toată ziua e sărbătoare, că în fiecare zi mânc și beau bine. Cum îi? N-am mâncat niciodată. N-ai mâncat niciodată? Nu, la noi nu se mănâncă. Dar nu-s din aia negri, îs din aia alb. Sunt ceva altceva, da. Simplu, savuros, nu cu parfas tlăcurie franțuzești. Să știi, să gătești melci e o probă pentru bucătar profesionist.
Cum i-ai făcut tu îmbinarea de arome și mirodenile astea verzi? Este super. Chiar că-i mănânci leuștean cu plăcere. Leuștean și ce nu-mi place la voi, că nu se mâncă cu pită. Ungi pita, patul tu. Să nu tai pita cu cuțitul. Rupea o bucată cu mâna așa. Au, ce putere are. Dă-mi cu asta. Asta-i pită cu cartoafi. Zici că n-ai mai mâncat niciodată melci. E prima dată. Da. Și să știți că mai am ceva. Zacuscă. De? Păi cred că e de vinete și pardei capia. V-am spus, bre, că vă dau doar zacuscă cu păstrăv. Cu păstrăv afumat. Și poți o conserv peste an la borcan? Da. Pe procedura normală. Pe procedura normală. Fac eu proba. Gust primul și dacă nu mor într-o sfert de oră, pot să mănânc și tu. Ia să vedem. Și mai am un ingredient secret. Să vedem dacă îl ghicești. Sincer, nu-mi dau seama. Suflet. Bă, Simona! Mă, eu ce alerg prin grădină, până neură. Vă las să degustați, să mâncați, să vă săturați. Vezi, eu mă apuc de treaba mea... De cârlan. Nu de cârlan, de poalii în brâu. Ce faci, poalii în brâu? E, știi cum se mănâncă poalii în brâu? Hai că ești bărbat. Cu poalii le-a adunat în brâu. Să ridică poalele. Doamne, țucule, eu sufletul, că româncele astea bașcă smierea țării noastre. Din câte chile de făină faci? Oricum eu nu mă consider, eu nu sunt un bucătar. Eu am cântar că trebuie în bucătării, dar eu niciodată nu cântăresc. Eu pun din ochi. Făină cât cuprinde. Făină cât cuprinde. Deci înțeles. Nu am o... Nu-i ca la prăjitură. După ce eu o frământ, o las la dospit. Ca orice... Dar la voi cum? Voi nu faceți plăcinte? Cu brânză, plăcinte? Da, cu... la noi, noi se facem brânzoice. A, așa, brânzoice, da. Hai să mai mâncăm noi cât ea lucrează. Eu am o surpriză pentru voi, sper să fie plăcută. Toate au fost surpriză azi, așa că ne așteptăm la orice. Să vă prezint un dans de-a nostru de aici, din zonă. Iar domnii sunt nelipsiți când fac un batal la ceaun sau la proțap, când facem clac, când culegem smeura. Ei sunt parte din mine, suntem toți ca o familie. Sănătate! Vecini și prieteni în același timp, pot să spun că sunt ca și părinții mei. Mă, Pato, acum oprește-te din lucru dacă faci încâta petrecere. Muncesc mai bine și mai cu drag când ascult muzică. Eu mă simt bine când gătesc, mă simt bine când merg la joc, la dans. Hai să jucăm! Hai! Vino în coașcă, petrecere cu zmeurată și fără joc, nu să... Pato, șterge-te iuta pe mâini! Hai da! Lasă cuțetul, lasă tot! Hai da încoa! Și ne-am prins o țărică în horă. Pute-do! Acu dacă vrei să mă pui la lucru, nici al naibii nu vreau. Hai da! Pato, ești grozavă, ai o voce de clopoțel. Uite așa să petrec moldovenii, mor de dragul vostru. Dar las că vă prind eu la mine în Banat să vă arăt. Cel mai mult m-a încântat pe mine dulceața graiului moldovinesc, care te unge pe suflet așa. Mă, moldovenii ăștia, mă, la toate se pricep, mă, toate. Parcă ei ar fi fruntea României. Eu am să-mi duc astea ca să nu mai vină viespi la noi. Până nu vine ea, mă duc să trag cu ochiul să văd ce a făcut acolo. Hai și tu, nu ești curioasă? Nu știu dacă avem voie să amestecăm. A lăsat-o numai puțin aprinsul meu. N-a pus nici sare, nimic? Nu. Păi aia, că n-am observat, nu-mi dau seama dacă a pus sare, piper. Sare, condimente, nimic. Cred că nu. Deci numai puțin rumenită, după aia stinsă cu vin, probabil acum pune. Hai că vine, vine și zice că-i de ochi mâncarea. Ne uităm în ea. Deci am lăsat-o foarte, foarte puțin în untură de porc. E, deci oaie cu untură de porc. Da, și vă spun și de ce. Pentru că sunt mulți care nu mănâncă carni de oaie.
Și atunci eu m-am gândit ca să-i schimb un pic gustul. Și imediat am pus sare și pipier și am stâns-o cu vin. Am înțeles. Sunt, na. Fată tu, ascultă și ce învață Uica. Ia. Știi cine ai făcut? Nu te-ai mai uitat la berbecuțul ăla. Doamne, bine că mi-a... O, vezi ce fac două perechi de ou frumoși, că scoateți bărbatul din priză. Doamne, mă duc să văd. Au, viața mea și e aici. Bună ziua, mă, Uico! Dar ce s-a întâmplat de mai cema să vin așa de iuce? Tu cu suflet am pățit un necaz. Ascultă și ce învață Uica. Ia. Ia o sticlă de un litru, dar de sticlă de sticlă. Pune o linguriță vârfuită de boabe de piper, 3-4 foi de dafin, un fir lung sau chiar două de rozmarin proaspăt și o piparcă iuce, dar nu extraordinar de iuce. Un baton de scorțișoară, deci nu scorțișoară rasă. La sfârșit i-aduc să vadă. Și două, trei uite mă, eu și mă las să vorbesc în taină așa. Taie gustul ăla de oaie plus, că te ajută să fiarbă mai repede pentru că frăgezește. Eu vreau să ne spui și tu un secret de-a tău. Cum frăgezești tu carnea? Noi e foarte simplu, chiar așa numai tradițional. Nu o fac cu mirodenii, nu. La noi nu sunt cu mirodenii, cu din astea. Bun, tot și din Arad. Faci tot așa clasic? Adică da, exact ce așa. Ce ai făcut? Mi-ai mestecat în ceaun și ai lăsat lingura în ceaun. Am fugit, iuta să nu ne prinzi acolo. Fierbi și lingura și după aia mâncăm stufat cu carne gustul. Și cu lingură de lemn. Auzi, că schimbă nu mai gustul. Ai nimic de mâncare în casă, iei lingura veche și o sugi și bei apă după și gata. La noi nu se face stufat, noi stufat nu-l folosim, îl folosesc eu că mie îmi place, dar numai de Paște. Atât, în rest nu se mai mănâncă la noi stufat. Prepararea e alt cumva, noi ca și aici la ceaun și o fac la cuptor. Ce are în el plus de ce pui tu? Sincer, nu-mi dau seama. Cimbru. Dar știi, cimbru? Cimbru și busuioc. Păi aia am zis că trebuie să pui cimbru și rozmarin. Și asta îi schimbă tot gustul? Da. Mi-am învățat și eu ceva și o să-mi fac și eu și o să am și eu pe... Da. Doar musa este uleiul să-l fierbi. Mă, dacă vă hotărâți și veniți la mine și în Banat... Și facem echipă. Vă dau și uleiuri și oțeturi de casă aromatică. Păi cum nu venim? O să venim la veniți? Tine, păi... Musai, să-mi spuneți exact când veniți, să-i dau drumul lui Muiere la copii în vizită, da? Numai că să vezi că noi două suntem tineri, ai grijă, și două. Mă, nu vă uitați la mine, că arăt eu de 63 de ani, dar sufletul mi-e de 18. Sunt zile de excepție pe care în viață le ții în minte și le pui acolo în sertărelul al sufletului aproape de toate lucrurile prețioase din viața ta. Eu ceapa nu știu cum o lăsați voi, dar eu ceapa o las un pic mai mare, că ea oricum se topește, fiind verde. Aha. Nu știu voi cum faceți. Nu-s prea mare? Nu. Simona, da. Și toată ceapa aia o pui? Da. Uite, și la noi se gătește la fel, când faci stufat de oaie. Dar pui și usturoi sau numai ceapă? La sfârșit. La sfârșit, să dea aromă, că de-aia e stufat. Da. La noi se gătește la fel pe principiu să pui egal, adică o ceapă, o oaie, o ceapă, o oaie. Și văd ea că iară în cantități egale. Cum a pus ea roșiile alea la copt pe plită, mi-a adus aminte, noi avem o rețetă numită oaie în săc. Se pune ceapa întreagă cu tot cu coajă, roșiile și piparca, adică ardeiul, se pun, se coc ori în fân aprins și atunci carnea se pune cu tot cu oscă ăla de gust și legumele coapte așa tăiate toporăște, numai în palmă, și se lasă la năbușit câteva ore. Cu ciudă și responsabilitate, trebuie să recunosc că e meseria așa. La noi în zonă nu se face așa ceva. Măi, cățel, mă! Ție-ți miroase a bunătăți să te lingi pe mustăți. Iar aici am brânză. Opa, top! Da. Și în brânză ai pus ouă? Asta este... Acum am pus ou, zahăr. Asta e gata. Tu ce faci, cu vin? Nu, ulei. Nu, e oloi acolo.
A, și nu pui făină? Pui ulei? Nu făină? Aha. A, văzut, o șmecherea. La noi cu făină fac, te face cu ulei. Ca la plăcintă normală, o foaie de două palme, punem în mijloc brânza și le împăturim în colțuri. Fii tu atentă, pană de gâscă. E, ai văzut că știi? Să știi că am în casă cele mai sofisticate scule de bucătărie, dar asta n-am. E, vezi, asta nu e cea mai tradițională. Eu acum o să merg să duc la cuptor, să bag în cuptor plăcintă. Să bagi plăcinta în cuptor. Și revin imediat. Nu plecați de aici. Mâna asta de femeie s-a transformat dintr-o dată, cel puțin în ochii mei, în ceva uriaș. Așa că jos pălăria în fața ei. Păi batihora mai la pas, mă eram dar li-li-di-ri-li-di, că optin ca ea didal, mă eram dar li-di-di-di-da. Modern talking, dâns și-n poi, mă, așa-i bre! Așa-i, așa-i! Dam dâns li-di-di-di-da. Nu faci bine, mestec de la dreapta la stânga, trebuie invers. Eu așa spui invers, că știi că când faci de la dreapta spre stânga, te măriți de parte de casă. E, și tu vrei să rămâi în batatură când te margi? Nu vreau, da. Aici. Mămăligă la noi tradițională e mămăligă pe cartofi. Mămăligă pe cartofi, da. Și mi-a rămas în meniu. Da, pentru exact. La noi așa se face, mămăligă pe cartofi. Eu am să vă dau azi o mămăligă cu răvaș. Adică? Dar asta nu știm ce e aia. Da, la răvaș este o surpriză în băgată în mijlocul mămăligii. Ce mămăligă? Sănătate, domnul Horia! Ați muncit? Să-ți obosiți? Ai picat la masa goală, dar dacă ai țintică răbdare... Uite mămăligă acolo. Cu răvaș acuș. Fuuu, simt miros de pe stradă. Vai... Ăsta este stufatul. Oarecum, da. Cum miroase? Miroase a stufat. A, am înțeles. Mm-hmm. Ia să vedem cine mă ajută la mămăligă. Ia uite. Nu așa bre bărbătești să faci cu amândouă mâinile. Ia să văd dacă știți ce vă dau eu aici. Ia să văd dacă știi, Horia. Ce? Nu știu. Băi, cu cuțitul ăla nu știu că parcă e spadasin. Ce cu el? Bănuiesc că e brânză în coajă de brad. Da. Dar de la Moldova n-ai mâncat niciodată, nu? Mă, ăla o piră vașu. Ia să văd. Ei, văzut că ai ghicit? Și de ce stă așa? Uite, vezi cum se împletește mâinea Mihai, cum se împletește noul cu vechiul. Aici pe fund, de aia se face așa, că aici da, se lipește. Se lipește, da, aici se lipește. Și întotdeauna e bine să ieși de pe margine. Am amestecat pe rând acolo să iasă bine fiert cucuruzul, adică făina de mălai. Și ce sunt astea? Astea sunt cununile pentru stufat? Da. M-ați prins. Ah, și care vreau să vă și asta nu se fac ușor. Eu pun în miel coroniță de frunze de usturoi pentru aromă și pentru a simboliza coronița lui Isus. Nu e frumos cu gura plină, nu aici răsor mămăliga? Păi de asta am zis că e curăva. Hai să iau eu. Păi iau eu ăsta de aici. Hai că ajutăm. Și așa se face și la noi. Da. Mie îmi place să ajut întotdeauna gospodinele. Dacă mă aud, eu nu zic nimic, zic numai de bine. Ia uite ce faci. Ca să se... Da? Ia. Așa. Mi-ați luat răvașul. Care? Ăsta? Brânza? A, deci trebuia să stea înăuntru? A, eu am nu pe să... toate, da? Eu am zis să fiu util, dar am fost inutil. Nu trebuie să te bagi de spre fierbe oala? Gata. Acum că... m-am prins eu. Păi de asta am zis că vă fac o mămăligă cu răvaș. Măi, ce zdravă-nă-i femeia asta, da, cât e de micuță. La stână. He, ia uite aici. Mămăliga. Frumoasă în geaun, vreau mămăligă. Așa sunt de mămăligar, că zici că m-am născut undeva pe lângă vreo stână. Când ai început să cercetezi în mămăligă, să dai de brânza aia, ce să vă spun, a ieșit puțin untul din ea. Doamne ajută! Da, Doamne ajută! Da, trebuie făcut o cruce pe mămăligă, așa e? Eu nu mă pricep doar să gust. Eu, ca nehalitul, mănânc până curăț blidul. Vreau să zic că îmi place gustul, carnea e fragedă. Da, carnea e bine gătită. E moale, se vede că și mielul e de bună calitate. Adică eu vreau să zic că nu pot să mănânc o mâncare, o tocană în asta, un stufat, o mâncare de genul ăsta, dacă n-are grăsime în ea. Nu pot să... fac altceva decât să te felicit. E foarte, foarte bun. Era fragedă carnea, toate erau ingredientele, restul făcute, numai carnea mai trebuia puțin făcută.
Da, arată bine. Îmi place că, proaspete fiind, sunt crocante când le lovești cu furculița sau cu cuțitul. Trebuie să spun că umblu și după critică. Vă rog. Deocamdată nu găsesc. Îmi place. E aluatul de pâine, nu? Da. Aluat de pâine îmbogățit cu ouă. Aha. E foarte bună. Foarte bună. Și brânza e foarte bună. Da. Până că nu e brânză tare. Dacă nu era brânză bună, se face tare și nu mai poți face nimic. Pe la poale îmbrâu contează să ai... Ai făcut mâncare? Doamne, țucuțule, tu vină în coace, țucuțule. Plânge de bucurie că ieși totul bine. Doamne, aveți dubii că nu-ți mai ieși bine? E perfect. Să spună așa cuvinte de laudă față de preparatul meu. La Simona i-aș da pentru preparatul de astăzi făcut nota 8. Aș da o notă 8 pentru stufatul de cârlan. Plăcintele poale în bruc merită și ele un 8 și cu 10 pentru restul totului tot, zic, un 9 e meritos. Una cu alta sunt mulțumită de toată ziua asta și onorată în egală măsură. Eu pot să iau una pentru cățel? Știi că acum la restaurant, când pleci de la masă, duc pentru cățel. Da? Iau și una pentru cățel, dacă se poate. Simona a adunat 17 puncte. O fi mult, o fi puțin, nu se știe, pentru că adversarii au de dat și ei proba de foc a rețetelor gătite pe teren propriu. Din Moldova, glonța cu spre Maramu. Știu, am mai fost pe acolo, dar trebuie să revenim. E prea frumoasă zona și ca să ajungem cât mai repede la Bistra, renunț temporar la mașină și mă bazez pe dotările proprii, viteza și rezistența. Am lăsat Bacău în urmă și mergem în Maramureș, aproape de locul unde se agață harta în cui. Apropo, că veni vorba de Bistra, numele vine din ucraineană, de la Bystry, care înseamnă iute, repede. Eu mă grăbesc un pic, dar în limite legale, așa că Bystry. Aici, la Bistra, majoritatea localnicilor sunt ruteni, o populație de origine slavă stabilită în Carpații Nordici. Ruteni găsim și prin Ucraina, și prin Slovacia, și prin Polonia. Vorbesc între ei propriul dialect și își respectă tradițiile. De cele culinare ne vom convinge și noi, chiar astăzi. Dă-i cu șprițul până la ziua. Am văzut că scrie pălincia. De ce pălincie? Se face hărincă. Și aici ce e în asta? Apă. E răcitor pentru pălincă. Și aici curte pălinca, nu? Da. Și din ce faceți pălincă? Mere, pere, prune, cireșe. Le amestecați, nu? Nu. Și aici ce aveți? Lemn? Cu ce faceți focul? Cu lemn, da. Cu lemn de care? Lemn, orice de care lemn e, nu? Fac, da, fac. Mai mult fac, și scarpă. Fac că rezistă mai mult sau de ce? Fac și scarpă, îmi ține mai mult jar. Aha. Mai multă căldură. Deci o băgăm acolo, nu? Aici se bagă. A doua tură. A doua tură. Da. Se lipește ăla, nu? Da. Și după aia el fierbe. Este aburul și este hărincă. Aburul. Prin răcire. Deci numai aburul este. Aburul și prin răcire se face, este hărincă. Și aia e hărincă? Da. Și cine o gustă? Numai ăsta care dă bani. Dacă vreți, puteți să gustați. Ce? Păi și cu ce gust? Mulțumesc și dumneavoastră, nu gustați? Să aveți poftă. Și cât trebuie să guste așa? Adică, dacă tot guși, cam când îți dai seama dacă e bună ori nu? Când după o jumătate de litru, un litru? Depinde. Asta e rece. Da, rece. Normal că rece trebuie să iasă. Cum? Clienți sunt? La hărincă? La hărincă, da. Să avem hărincă. Hărincă să aveți. Mariana păstrează tradițiile rutenilor prin ansamblul Bujorul Roșu, cunoscut în tot Maramureșul, dar și prin rețetele ce vor fi cunoscute de azi în toată țara. Fac parte din comunitatea rutenilor care provin dintr-un popor slav. Aici, în zona, la noi se vorbește foarte mult limba ruteană. Avem obiceiurile noastre, tradițiile noastre cu care le păstrăm cu sfințenie și cu mândrie, din care duc eu mai departe toată tradiția.
Tatăl meu a fost tâmplar și pasiunea asta de la meșteșul de la tâmplărie o duc eu mai departe. Avem un atelier de tâmplărie cu care mă ocup eu cu soțul și îmi place foarte mult ceea ce fac. Îmi place să gătesc de sărbători, de oricând, la orice eveniment și le culeg și de la mămăța, și de la bunica, și de la mama. Acum mai cu asta mai inventez și eu. Mariana, ce faci? Bine, foarte bine, te-am așteptat cu mare drag să vii. Văd că e plină masă de bunătăți. Da, te-am așteptat cu mâncărurile noastre tradiționale, rutenești. Da? Ce-i asta? Aici am o urdă făcută cu brânză și mărar, dar înainte de toate vreau să te surprind cu ceva foarte, foarte, foarte bun. Aoleu. O pălincă de cireșe, care se bea la noi în zonă. Aoleu, iar beau! Bine, hai că beau. Beau, dar nu pui mult. Nu poate bea... Ia să vedem noi. La mulți ani? Bine, la mulți ani. Cum se zice în ruteană? Ia. Horiuca. Horiuca? Horiuca, așa se zice. Și mie îmi spunea Horica bunica când eram mic. Nu, la noi este. Aia ce e? Este pâine de mălai, dar corj, se spune la noi rodele. Corj? Corj, da. Și se mănâncă cu lapte covăsut prins, îi fiert lapte de vacă, fiert. Și cum fac? Hai mă să mă uit, lasă-mă așa un pic. Poți și așa, că cum ai tu? Arăt mai așa ca din la țară. Da. Bag seama, asta o face mai toată lumea, dar poartă denumiri diferite și totuși diferită de la zonă la zonă. Vreau să-mi spui mie, ce e asta aici? Și ca să te îndulcesc cu ceva, am făcut sunt dulce, n-ai treabă. Da, ce e asta? Am făcut și o prăjitură, foarte bună, foarte gustoasă. Cel mai mult contează eleganță, că am pus și foarte mult suflet în ea. Unde e? Sufletul e aici. Și cum se numește? Prăjitură, Parlament. Parlament? Da, e foarte bună. Măi, lasă-mă în pace. Eu o pun jos, că nu sunt Parlament, eu sunt amărât de bucătar. Da. Da, îmi place foarte mult, o să iau prăjitura cu mine. Dar nu înainte să-mi spui și mie ce gătești. Aici o să fac niște... Da, aici e cuptorul. O să fac aici nucușoare. Nu știu dacă nucușoare? Erau de mult în formă din alea făcute cu cremă de unt. Formă de fontă? Nu, presă. Nu, o să formele așa niște micuțe. Așa. Și în alea o să le fac cu cremă de unt, cu toate astea, da? Da. Și aici o să le fac pe plită niște hremzle făcute din cartofi răzărit. Hremzle. Hremzleche. Ok. Tradus în ruteană. Și în ruteană nucușoare zhorișche. Nu mai trebuie horișche să și hremzleche din cartofi. Da, din cartofi, după aia vine cu un soț de smântână. Chiftele, ce sunt alea? Nu-s clătite, sunt mai mici decât clătite, da, se pune și ouă și smântână în ele și... Aha. Și usturoi și ceapă. Cu castravete verde, cu smântână, cu mujei de usturoi și cu smântână. Măi, și ceva? Eu vreau să mă iau un pic din asta. Are bucățele în ea. Da, așa se face la noi, cu bucățele de caș de vacă. E foarte gustoasă chestia asta. Am crezut că e lapte acru sau lapte prins, dar de fapt este un lapte prins care are o brânză moale în interior. Este ceva foarte interesant. Nici în copilăria mea nu am mâncat și spun drept că n-am auzit niciodată de așa ceva. De cum ziceți voi? Molocoi imlene, tradus, dar îi zicem lapte covăsă. Uite ce, eu nu te-am zis că e nimica. Credeam că rutenii sunt ucrainieni sau un fel de ucrainieni. Ei nu, sunt tot slavi, dar o altă ramură. Hai că te las, că ești plin de veselie. Mă duc și mănânc prăjiturica singur. Mai păstrez un parlamentar de așa pentru mine. Bine! Trebuie să spun că meniul mi se pare cam, nu sărăcuț, cam subțirel. Parcă aș fi vrut ceva mai mult, dar și ceva. Am mâncat suficientă carne peste tot. Hai să mâncăm și mai ușurel. Ce faci acolo? Mănânci prăfuriș? Știi cine ai făcut? Nu te-ai mai uitat la berbecuțul ăla. Doamne, bine că mi-a... Nu pot să vorbesc cu gula plină. Am un mic parlamentar, îl mănânc. Să-ți aduc și un șervețel? Vrei? N-am nevoie de șervețel. Mă ling pe degete. Are bine. Acum să-mi spui dacă ți-a plăcut. Nu m-a plăcut. Mariana de astăzi nu mai e Mariana de ieri. Nu mai e timidă și vorbește de toate. Plec mulțumit de la Mariana și predau ștafeta adversarilor. Sigur vor fi mulțumiți și ei, pentru că primirea va fi în stilul autentic al rutenilor. La ruja troiaca, cel bun la ruja troiaca.
dat de fetele astea și îmbrăcate în por popular, cu muzica asta specifică, de care nu mă bucur extraordinar de grozav tot timpul, umblând prin țară. Ce să spun, momentul a fost pentru mine ultra fericit. Mulțumesc foarte frumos! Sunt mândră că am putut să le fac această frumoasă surpriză. Sunt coordonatoarea acestui grup, Cervona Ruja, din care face parte și fata mea. Am avut un acompaniament foarte frumos, Lăutarii din Ardeal, cu care avem suntem în parteneriat, care ne-a încântat și anunță foarte frumos că cântecele tradiționale maramureșene. Ungi mâncarea. Haideți, vă aștept, vă invit la masă. Unge, miroasă, fain. Wow! Primirea a fost ceva care face parte și din mine, având în vedere că și eu coordonez un ansamblu folcloric și că ea păstrează și duce mai departe tradiția locului unde s-a născut. Ia uite câtă masă aici! Foarte frumos! Dar ce rânduială ai tu aici, Mariana? Soba asta de gătit, cuptor. Aici ce e, afumătoare? Cred că deja nu s-o stin și focul, tot povestind, tot așteptând. Am voie să descurc. Încearcă, ea încearcă, la noi nu se spune dacă am voie, încearcă. Ei, uite, ce au unul acolo. Olele. Tu ești cu cotrăbăitul, frate. Viața mai frumoasă e lângă foc. Lapte bătut cu brânză dulce. Da, dar de unde ai ghicit? Am să te surprind cu ceva și chiar tu, uite-te. Că... Dar aici... totuși o să te surprind cu ceva, cu o pălincă de cireșe. Nu. Nu știu dacă ai băut sau n-ai băut. Da, și eu fac. Fac tu? Faci o pălincă de cireșe? Păi dacă am 50 de cireș? Ia să văd, să văd dacă nu ne minte, că eu știu. Fac și dacă are miros. Eu aș sta un pic jos, că ia uite ce toace ne-am pus. Mă, nu mă... Să fiu și eu elegantă. Hai, nu sta, stai și tu jos când nu stai în cabre. Nu mă puneți jos, vă rog, când ești la masă, intră mai mult dacă stai în picioare. Hai, uite ce smechiare. Ha, ia să vedem. Ia să văd dacă nu ne păcălești. Da, într-adevăr e de cireșe, are miros asta. Nu gusta tu prima, gust eu. Și dacă nu mor într-un sfert de oră pot să bei. Păi ce fac cu sfert de oră, stau și te aștept pe tine. Nu, nu, da, și tu, pune și tu. Păi eu am băut cu voi, ce faci? Cireșele sunt migălos de cules, forța de muncă lipsește și atunci se produce în cantități mai mici. Ia să vedem cu cine e surprinza asta, da, sunt foarte curioasă. Da, mi-e foarte mult, îmi plac dulciurile, să știi asta. De-aia fac niște nucușoare, dar cum se făceau de mult de pe vremea lui bunica, în forme din aia de la nuci. Și felul de bază, niște hremzle. Cum ai spus că se numesc? Hremzle. Eu am crezut că zice cremjnet. Nu, hremzleche. Îți ca un fel de colțunaș ceva? Nu, sau... nu, nu, se face pe plită, în ulei încins. Cu carne? Nu, fără carne. Dar carne ți-am dat acum la pălincă? Atâta, la... s-o dus cu carnea. S-o dus cu carnea. Te-ai lins pe bot. Prietene, ai auzit? Prea simpluț, eu mă așteptam să găsesc acolo fleș de porc, carne de ied, de berbecuț, de așa. Ori masa a avut o bază aproape vegetariană. Să încep o dată cu hremzle. Acum, în timp, o să curăț doi cartofi. Ce faci cu ei? Dai pe răzătoare? Dai pe răzătoare aia mică, îi strec ori, pun ouă, piper. Cartofii pui în loc de făină, nu? Nu, pun și făină, ca să se lege, că altfel nu se leagă dacă nu da. Pun făină. Asta e o mâncare tradițională a voastră? Da, e tradițională mâncarea noastră. Se mănâncă cu usturoi, cu smântână, cu orice, când ai ceva mai... Cu carne! Fără carne, n-ai auzit? Carne aia ai mâncat-o înainte, lasă atâta carne, ce atâta carne? Atâta carne, mai mâncăm ulea și carne, cartofi, atâta carne, mai carne. Doamne, ce viață grea am astăzi, fără carne. Este o rețetă foarte, foarte veche. Eu știu când mergeam și la bunica și ne făcea hremzlea, să era ceva de asta, să-ți facă niște hremzle. Hremzle la noi este o mâncare tradițională, se face când ai musafiri mai special. Eu fac așa când fac piftele. Deci piftele sunt alea care le fac din carne, cu usturoi și cu cartofi dat pe răzătoarea mică stors. Cu... Eu nu pun cartofi, la noi nu se pun cartofi în cu piftele. Cu ou și prăjit în carne tocată, prăjit în ulei. Și noi nu folosim boiaua. Știi de ce nu se folosește boiaua? Mm. Pe vremea Imperiului Austro-Ungar, boiaua era socotită valută forte. Imperiul Austro-Ungar dirija foarte clar unde se exporta boiaua. De-aia și acum, dacă te duci pe la Baia Mare
în toată zona asta o să vezi că boiaua este adusă de pe lângă Arad, da, din de Pusta Pecicană. De acolo mă aprovizionez și sărămea, din Arad mă aprovizionez cu boia, la mine. Acum o să storc puțin zeamă din asta. Ce faci, o storci, nu? Da, e foarte zeamă. Multă, storc puțin zeamă de asta, de cartofi foarte multă și nu. Știi că aia e bună să o pui la flori. Zeama de la crumpei? Da. Uite că am mai învățat ceva. Da. M-am simțit aproape ca acasă. Acum e că pregătim aluatul. Punem două ouă. Ouăle de casă. Bravo. Câte ouă ai pus acolo? Două la cartofi. Să punem puțin praf de cou. Bănățenii sunt mai zgârciți, pun numai un ou. Ce nu au decât un ou? E, fată, tu dacă nu te aleargă uica prin obor, să vezi tu. Auzi, a pus și praf de copt și drojdii? Da, puțină drojdie, o idee. O idee. Eu zic să iei asta de aici. De aici o să adun puțin probleme. Stai că te ajut la adunat. Uite, eu adun asta. Și așa mi s-a dus buhul că uica e un mare mâncău și m-am pus și am mâncat în lege. Toată ziua am gustărit. Iar dulcele se mănâncă după ce ai mâncat carne. Mai nebuni cu carne. Așa-i? O trebuie să alergi prin curte în bătătură să te surprinzi o găină până la urmă că nu se mai poate cu el. Nu te lasă face. Trebuie să-mi pregătesc și preparatul. Dar lași pe el să facă, că tot știi cum se face. N-ai văzut că știi? Normal. Te rog frumos, eu sunt musafir aici. Da, dacă îmi dau un șorț din obligații, măcar așa ajut și o leacă fibia asta. Da, pun și puțin usturoi, foarte puțin, ca să-i schimb. Îl pisez? Da, puțin, numai ca să-i schimb puțin gustul, o idee. Chiar ai mai putea să pui usturoi. Usturoi și cartoful merg foarte bine împreună. Da, acum o să, după ce am pus asta, puțină făină. Lăsăm asta puțin, ne apucăm și de desert, că trebuie să-l lăsăm să... Păi dacă are drojdie, corect. Da, trebuie să se odihnească și puțin pui la cald. Și o pun, da, nu, e că e cald și afară. Acum o să încep să pregătesc nucușoare. Este un desert foarte delicios, foarte bun. De asta, sigur. Punem făina. Untură de porc, dar e său, nu e untura, nu știu cum se face la noi. Șmerul ăla. Aia curată, de deasupra. Da, da. Ăla, exact. Da. Noi îl folosim numai la prăjitură. Grăsimea, da. Ori aia facem haioș din ea, da. Ori facem nucușoare. Și la noi la fel se face, da. La noi se folosește șmerul ăla de la pleură, da. Crud, dat prin mașină, noi zicem untura mare, dat prin mașina de carne, da. Se folosește la aluaturile sfărâmicioase, da. La aluaturile de gelat. Noi ăla aruncăm, că nu știm să-l mâncăm. Cum? La noi la ală se folosește, la ce, dacă te tai sau ceva, se zice că e bun să ai în casă, în frigider și să-l pui la o tăietură sau ceva. Pun o lingură de smântână. Acum... Cu un cuib. Da. Și acum pun și puțină cacao, ca să-i dau și o culoare. Da, că de aia sunt nucușoare, că dacă le fac albe, nu salbe. Dar trebuie să fie și o culoare ca și la... Maronica nu. Și aroma. Exact. Și aroma. Știi ce e fain? Că nu trebuie frământat mult. Da, ruc, țuc, da, țac, da, pac. Da, da. Exact. Ai mai pus smântână. Da, mai punem puțin smântână. Ți-ai dat seama după... După consistența, cum e aluatul, știi? Aha. Și văd că mai trebuie puțină smântână, mai adăugăm smântână. După aia lăsăm puțin, asta trebuie să crească pe drojdie și trebuie să dospească puțin. Da, păi dacă o pui drojdie. Și între timp, cât timp dospesc astea, ne apucăm de hremzne. Să nu stăm degeaba. Acum o să pun și crema pentru... Pentru umplunucile. Exact, ca să se iese unt. Lenuța, mă arăși mi-e prânește sucuri molotei! Dumnezeu, proșuche! Dar spune nici nouă ce ai zis. I-am rugat-o pe sora mea să-mi aducă zahăr pudră. Uite aici cam mândră, ce mânere dragoste are. O, Camara Mureșencile nu există pe mine în România, pe cuvântul meu. Să știi că îmi fac viză de votant aici. Dacă te ia Mariana. Așa-i? Fii atent, ea ne aburește. O luat-o pe repede dinainte, ne-o lăsat pe noi să vorbim și am pierdut-o. Na, eu am trăscut eu acolo. Ai pus ceva ori, ne-am pus. Punem un gălbenuș de ou, punem puțin, o să punem numai și gălbenușul. Cacao. Numai gălbenușul. Da. Puțin și cacao. O să punem și nucă măcinată. Punem gem de prune, ai făcut de mine. Mariana a fost sarea întâlnirii, iar Simona a fost piperul întâlnirii. Iar mie, sărmanul uica Mihai, îmi rămâne rolul de pipar căiuce. Acolo ce faci? Îmi pregătesc o tavă, o să scot hremzele și de acolo. Pun și puțin... Și pe hârtie să se stoarcă. Să se stoarcă uleiul, să nu fie așa uleioasă, știi? Iar ce ai spus tu de piftelii, piftelele se fac numai din carne. Și dacă bagi cartofi
ori morcov ras și se fac mari, se numesc pârjoale, ori la noi fașirte. Cred că o să avem o masă împărătească. Miroase bine tare. Da. Și deasupra lor pui ceva, nu? Le fac ori cu smântână, cu le place, cu mujet de usturoi și cu castravete de murator. Wow! Poți să-mi aduci mie să fac usturoi? Chiar vrei să mugești la mine? Eu n-am mușit. Dar asta e muncă, măi, fată, asta e muncă. Da, chiar vrei să mă ajut să-mi aduc și să-ți aduc și usturoi. Da, te rog frumos, du-te, adă-mi. Mariana, da, acum ți-l aduc. Ai zis că se mănâncă și cu castraveți acri. Poți să-mi dai mie să-ți fac castraveți acri? Castraveți și scovăsiți, nu sacri. Scovăsiți. Ce înseamnă aia? Ce înseamnă? Nu smurați definitiv, să puneți la soare și să castraveți scovăsiți. Cei mai buni, foarte buni. Eu pun usturoiul înăuntru, pisat, exact ca la o piftea, doar că scot carnea. Între timp, până se fac alea, să nu stau eu degeaba. Da, așa. Îmi pregătesc o tavă. Ia bate-o și tu în cap așa. Și ne apucăm și de nucușoare. Și ca să faci mujdeiul ca oltenii, nu să faci și prin bataie, să faci prin răsușiri. E, bre, la mine se face numai cu bataia. Ia, ce faci? Scoate acum. Da, acum. Aleoa, ia, știe. Hai să vezi ce bună a ieșit, super! Pifteaua în sine a fost prea subțire și a luat prea mult ulei. Ia, fii atent cum o faci. Da. Și țup cu crema înăuntru. Nu, acum o bagă la copt, n-auzi? Ei, le cos separat și după aia le lipești cu cremă în... Între ele le lipești. Pune crema și le lipești între ele. Vezi? Auzi, da, smântână tu mai ai? Da. Așa, știi, de ce? Că aș face așa, amestecat și cu smântână alea, că de usturoi. Eu am vrut separat să fac smântână. Păi eu fac pentru cine vrea. Cine nu vrea, dă încă. Își pune separat. Eu vreau, mă abonez de acum. La noi, în Banat. Cum probez? Cuptorul. Se aruncă puțină făină de mălai. La mine se spune tatăl nostru. Și dacă rezist cu mâna cât spun tatăl nostru, înseamnă că e bine, e numai bun de făcut. Dacă nu... Și eu fac la fel, nu spun tatăl nostru, că-s plin de păcate, dar îmi dau seama. Uite, acum e cam la 180 de grade aici. Te ars sau nu te ars? Hai să te ars, spune acum, te ars sau nu te ars? M-am pript acum 40 de ani. Că am fost prost legat la ochi. Da. N-ai mai încercat? Îți pare rău? Hai zi-mi că îți pare rău? Mă, voi mi-ați dat să beau pălincă cu gândul să scoateți tot de la mine. Gata! Asta a fost și ideea. A fost foarte greu să le țin piept două femei energice, eu între ele. Nu ca musca în lapte, ca țânțarul într-o vitrină de bijuterie. Trebuie să trimăm și crema. Aoleu, și acum sfărâmăm câteva bucăți din astea de nucușoare, le punem aici în cremă. Sunt foarte sfărâmicioase. Păi da, că ai ieșit foarte... Acum dai consistență specială exact, la crema. Exact, exact. Tu, eu și o umbrelă. Tu, eu. Întotdeauna sunt călăuzit de miros. Da. Bună, dragilor. Ce ai venit? Exact, aveam nevoie de un ajutor. Da, ole. Aha, ia să-mi dau jos asta. Ia o ia în serios cu ajutorul și cu alea. Niște oameni adevărați pun mâna și ajută doamna acolo dacă e nevoie. Nu ca tine, dai mai din gură. Am curățat o tonă de usturoi aici. O tonă? Da, de aia se și plânge acum. Poți să stau jos? Da, de ce nu? Am crezut că e gata, eu venisem cu burta... Se lipise de spate. Nu, trebuie să ai răbdare. Am băgat niște fuițe din alea de hârtie să nu se lipească de spate. Domnul Horia, am avut o zi atât de grea. Au maramureșenii ăștia, rutenii, niște feluri de mâncare. Peste tot carne de porc, carne de porc, carne de porc. Până și în magiun bagă carne de porc. Serios? Așa s-a făcut? Nu, că nu i-am dat astăzi carne, l-am ținut la dietă, la porc. De asta tot zic. Păi am venit eu în musafireală 600 de kilometri să mănânc cartofi. Ia te plângi. Exact. Lasă-ți bun. O să pun și eu. Fac și eu un pic, mai aduc aminte și eu cum se face, că trebuie să iei pe marginea asta, dai o dată așa, dai o dată așa, pui pasta aici, iei pasta așa, iei dai o dată așa. Vezi că te descurci? Da. Ai putea să fie ajutorul meu? Da. Sau invers. Cred că aș putea și eu să mă mărit, nu? Crema aia se vede că e plină. E o cremă dodoloață. Și eu ajut, că eu întotdeauna am ajutat. Da. Și când eram mic, mă punea bunica mea să fac câte ceva. La început mi-a dat făcălețul să amestecă mămăligă, că așa se zice, să amesteci. Dar după aia am căpătat tot felul de sarcini. Să aduc ouăle din cuibar, să
sperii găinile, să mă duc să aduc prune. Ei, de asta ați ajuns acum așa. Așa mare. Mare. Da. Frumos și frumos. Priceput. Mai ales frumos. Astea seamănă, cel puțin din ce știu eu, cu ce se face cam în tot nordul Europei, dar acum se face și în sud. Le zice nu știu cum, mie îmi plac. Da, se poate face și în cuptor. Tot ce cu cartof e pe placul lui Horica. Pentru gustul meu a fost un pic cam mult piper. Pentru gustul meu și mai puțină sare. Îi lași cartofii să se, să se lase cu sare? Nu. Nu? N-am lăsat deloc, nu. Și asta e mâncare de zi cu zi, nu? Nu chiar de zi cu zi, de zile mari, că trebuie mult de făcut. Mie mi se pare așa o mâncare simplă asta. Adică ceva ce mănâncă omul normal. Nu chiar așa de... Mi-mi place. Din Simona. Eu n-aș fi pus făină, dar aș fi stors mai mult cartofi. Ca nu, dacă nu pui făină, nu le lega. Da. Eu mai iau un coate, voie? Da. Îmi place combinația între plăcințica asta, usturoi și castravete, se potrivește. Mese, da. Se iubesc. Uiți că n-ai pe masă carne de porc. Asta e mâncarea asta care o face mama și nu o pune pe masă. Știi, o pune sus pe cuptor și acolo pune câte una, că altfel ajung copiii la ea, trec pe acolo, cu făcea cu chiftele. Da, mie îmi place, să știi, e bun. Am mâncat, n-ați văzut voi cât am mâncat eu, dar am mâncat multe, că mi-au plăcut, cu mușdeiul ăla, usturoiul poate puțin cam mare în interior, dar bun. Eu zic că de aici, eu zic să le punem la mijloc aici. Da, și eu zic la fel. Și astea, stai puțin, că nu e aici aia mea. Uite asta mare de dulăția. Asta care alunecă. Eu propun să împărțim prățește. Da. Fiecare vă luați câte o bucată și restul mă ocup eu de ea. Da, foarte frumos. Da. Ești bun de bancher. Le zice nuci că sunt ca nucile. Exact, da. Nucușoare. Da? Nuci, nucușoare. Nucușoare, mă gândesc întotdeauna la altceva. La altceva. Nuci. Da, și eu am întrebat, am zis că... Acum depinde cum le zici. Nucușoare, nuci... Mie-mi place. Cum îți plac nucușoarele? Da. Mie nu-mi plac când te apuci, nu-ți mai vine să te oprești. Gemul le face să fie un pic mai... nu, că... Mai vioaie. Da, să-i taie din greață. Taie din greață și de-aia se pune și gem de pune. Ca să taie din greață. Vă să mai mână ca să-mi dau seama. Sunt cam năucit așa. Pentru ambient, atmosferă, nota 10. Pentru turtele astea de cartofi, care nu m-au impresionat în mod puternic, aș da nota 7. Iar nucile, care nu aveau esteticul așteptat, tot nota 7. Deci avem 14 cu 10, 24, împărțit la 3, 8. Cred că 8-ul este nota cea mai justă. Eu i-aș da, din punctul meu de vedere, la tot nota 8. Eu sunt fericit. Și mi-e pare bine. Voi ați fost cu minți, ați ajutat, bravo! Da, mai mult am dat din gură noi. Să ne fie de bine! Să din punctul meu de vedere, zic la revedere și călătorului îi stă bine cu drumul. Examinator destul de sever pentru Mariana și, deocamdată, locul 2 pentru ea, cu 16 puncte. Să vedem cum se va descurca al treilea concurent de astăzi. Știi cine ai făcut? Nu te-ai mai uitat la berbecuțul ăla. Doamne, bine că mi-a... O, vezi ce bat două perechi de ou frumoși? Că scoateți bărbatul din priză. Doamne, mă duc să văd. Au, viața mea și ea aici. Hei! Din Maramu țintim acum Banatul să-l vedem la lucru pe Uica Mihai. Și voi ținti și un mijloc nou de locomoție. Că la el acasă la Buziaș, ci că se poartă. Eh, un cal, dacă aș avea, hai, să-l sui colea în spinare, hai, și să-l plimb prin lumea mea, eu pe jos și el în călare. Când eram mic, îmi plăcea să mă dau cu caia pe rotund, la carusel, dar văd că merge și la drum drept. Drept înainte să alegem rețeta națională. Șerpaș, Conte, hai la pas! Hai! Haide, băieți, hai la pas! Hai. Voi ce ați vrea să mâncați?
Că ne pregătește, ui, ca Mihai ceva. Când eram copil, îmi doream tare, tare mult să mă plim și eu cu calul, cu căruța. Bunicul meu n-a avut. Ziceam, moșule, că așa spuneam bunicului, hai ia și tu un cal, n-are bani moșul. Ia măcar un măgar, moșule, n-are moșul nici bani de măgar. Dar odată m-am plimbat cu căruța și atât de fericit am fost. De atunci, să știi că până astăzi, eu nu m-am plimbat cu vreo trăsură, cu vreo șaretă sau vreo altă căruță decât cea din copilărie. Am fost tare fericit. Dacă nu sunteți încă lămuriți cine ne așteaptă acum, vă zic atât. Are 4 recorduri mondiale. Cel mai mare vițel la proțap, cea mai mare mămăligă, cel mai lung sandwich, cea mai mare zacuscă și hai să se mai laude și singur. De exemplu, unul din recordurile mele, în proțap am fript un tăuraș care viu cântărea 740 de kilograme. Cred că au rămas 400 de kilograme curat și au mâncat cam 2500 de oameni din el. În privința ceaunelor, ceaunul meu emblematic are 600 de litri și în el am reușit să fac cea mai mare mămăligă din lume, am făcut o zacuscă uriașă și un seche guiaș, o mâncare bănățeano-ungurească cu carne de vită și varză acră, care s-a bucurat de un succes extraordinar. Mulți m-au întrebat cum se împacă meseria de scriitor, pentru că în esență sunt scriitor și doar în secundar bucătar, cu meseria de bucătar. Păi zic, amândouă fac oamenii fericiți. Nu există senzație mai odihnitoare și mai plăcută pentru mine decât atunci când văd omul gustând din bliduțul cu fiertură de la mine și închide ochii și suspină de plăcere, zice. Ah, Doamne! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bună ziua! Mamă. Așa m-am gândit că vor aresta bărbață și nu vor lăsa să veniți la mine. Eu n-am venit cu mâna goală. Gata, știu ce mi-a adus! Zacuscă de păstră! Păi da, nu? Păstră, și niște dulceață și un păstrăv afumat în hârtop. Țucuri, ce amulțam! E, uite și Diana Albu ți-a trimis o mască tradițională din zona noastră. O, viața mea, că e mai urâtă decât mine. E, bine, dar asta nu se poartă, să atârnă pe perete. Asta se pune pe perete. În asta caz că se compensează cu la voi, meu. Da, la, da, chiar. Ha, gata! Ai văzut, așa, ai văzut, de aia. Și uite, cam așa. Cam așa, se compensează cu clopul meu. Fain. Uite, ți-am zis o pălincă din aia ce ai băut tu la mine. O, foarte, foarte bună. Tu știi că am visat 3 zile și 3 nopți cu pălincă. Vezi, de aia ți-am adus. Nu lăsa gura apă. Pune acolo. Și câteva CD-uri ale mele de la ansamblul meu Cervona Ruja, rutenești, cu care sunt mândră și mă mândresc. Uite că și vine să cânt acum. Să știi că ea e păi foame. Cu uica nu te pune, că cu uica pleci în lume. Sau la voi nu se joacă cu bătăi. Nu. Am ceva special pe voi. Un coniac făcut de mâinile astea. Acum 3 ani. Din struguri? Crâșmarul prima dată trebuie să-și amețească clienți, să nu mai știe. Dă-mi coasă, Tonio. Asta e ca pălinca, mă, nu-ți face nimic la cap. Câte grade are? Ca așa noastră, pălinca noastră de 5-5? 48 de grade, 2-5-2-8-3. Bine te-am găsit sănătos. Hai la mulțumesc. Dea Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați venit. Cum e? Nu-i bun. E slăbuț, așa, pentru noi femeile. O, viața mea mai spart, mai rupt acum. Nu știu cum se spune la voi aici, în partea asta. A mai colindat. Ca și poșircă, așa ceva, puțin mai slăbuț. Poșircă? Doamne, și mă răbăjucurit. Coniacul meu de 48 de grade. Ori zis că el bea un loc de apă. Mă, lădărau să vii vouă o doi. Dai că văd, dacă nu-i face să vă bag sub masă până de seară, să begeți două oblige și să credeți că în loc de oaie v-am nu, cred că ne poți băga tu sub masă. Nu. Nu. Pe amândouă, nu? Dată. Păi pe rând atunci am așa. Hai, mă rog. Ia, da. Ia, că eu... O de prepeliță murate. Da. Să nu luați tacâmuri, mâncați cu mâna. Da, nu. O de prepeliță murate. Și eu fac, să văd dacă... Îi drop din măruntaie de berbecuț, câta brânză, da, nu-i nici de capră, nici de oaie, nici de vacă. E de bivon. Îi decăpătat. Mi-a adus-o un precin, așa. Aici am păsulă mătcuită, adică fasole bătută. Da. Salată de vinete. Asta e o specialitate sârbească, aivar.
Poți o mănânci garnitură, de exemplu, cu șoncul ăsta afumat. Ca o gazdă primitoare, m-am pregătit cu tot ce am știut eu că e mai bun și poate fi rânduit fără grijă la mine în casă. Aici și specialitatea mea. Ia. Părădaisă umplută cu tărhană și șonc afumat. Tărhana e un fel de paste făinoasă, da, o fac nemții, cu o mașinuță specială, așa. Ca și un fel de cușcuș, așa. Ca un fel de cușcuș, numai că diferă, are foarte multe ouă și un aluat foarte tare. Și amestești cu carne? E cam de zi de post la el astăzi, nu știu cum să zic. E zi de post, el numai la mine s-o plâns că n-are carne. Voi mâncați, dar nu înghesuiți prea mult, pentru că urmează să vă dau niște lucruri așa. Hai să spune-ne ce gătești. Abia aștept. O să fac oaie în săc. Ce e aia? Adică în spuza de la lenele alea o să pun o cipsâie. Ce un vas așa mare. Pun un rând de șeapă, piparcă și părădai să coaptă în foc, amestecat cu șeapă, piparcă și părădai să crudă. Carne am bucăți așa mare. Vorbește, domne, pe limba română, că nu am înțeles. Ce e aia piparcă? Ardei, dragă. Părădaică? Părădaisa roșia. Așa? Părădicica. Părădicica. Așa se spune și la noi, da. Părădicica. Torn cam 100 de grame de rachiu de mere, pentru că ăsta-i dă o aromă deosebită. Da. Și 3-6 o lasă plângele să bolborosească acolo. Dormim. Păi cum să dormim? Mâncăm și bem și ne veselim. Să crezi tu că îi de rânduit de săpat în grădină, îi de lucru. Dar nu, poate, acum uite mi-a făcut unghiile, ce frumoase. Cum să văd așa? Uite ce tocuri avem. Ce tocuri avem. Eu am să mă odinesc, nu ca să muncesc. Ați venit la petrecere. Exact. Acum mă duc în cuină la gătit, că acolo mă liniștesc. Bun. Te ajutăm și noi, dacă ai nevoie de ajutor, spune. Chiar nu conta cu ce ne aștepta, conta că ne aștepta el. Asta e rețeta rustică pe care o fac bărbații. Deci muierile nu... Că dacă se apropie, geoache oala, raina și nu se mai face carne, rămâne tare. Ăția aici, îi numai un sfert din berbecuțul ăla, eu vreau care mi-au mâncat sufletul. Dar nu-i cam puțin pentru cât suntem? Lăudăroasă că ești, cât gergi tu. Că dacă ai sta la mine primele 3 luni, ți-aș pune la îngrășat. Dar nu-i cazul. Mă, treceți la masă, puneți-mi și mie coniac. Și lăsați-mă să lucru cu voi, mâncăm răspoi mâini. Am o întrebare, pot să-mi dau haina jos, mi-e foarte calm. Da, te rog, ți-o dau eu. De la... mulțumesc! Vedeți aici, ca să iasă mâncarea asta, trebuie și la lemne să ții o sococeală. Ele-s vechi, uscate. Și le-am stropit cu apă, să ardă mocnit, să nu treacă focul iuta și dă și o aromă deosebită. Deci mâncarea va avea gust de jăg. Abia aștept. E foarte important. Cum o zis că o făcut-o? Are carne în ea? N-are carne în ea. Nu mai mănânc. Ce? Are șong, mă, cum să nu mă jambon? Eu nu văd deloc carne. Păi, a ta e fără carne, a ei cu carne. Da? Păi, mor năcăjit la început, dar eu am simțit așa că o făcut-o de drag și numai să mă buzărească câta. Eu între timp am pus jumătate din șeapă, din piparcă și din părădaisă și îs cu ochii pe ele. Și simt după damp când se fac. În vremea asta, tai piparca. Când am zis că trebuie tăiată toporăște, uite, asta e. Dar piparca e ardeiul gras iute? Orice fruct din familia solanofructoaselor se numește la noi piparcă, da. Deci astea care fac... Notează-te, rog. Care fac semințe multe. Am înțeles. Roșia, castravetele, ardeiul și vânăta sunt solanofructoase. De fapt, nu-s legume astea, sunt fructe. Piparcă cornu caprei, piparcă de umplut, e aia galbină și piparcă iuce. Uite că moldoveanca... La ceapă nu mă bag. Fato, uite ce la uica cum se curăță și apa, să ai spor. Da, tai capete așa. Nu te-aș ajuta, nu mai am. Capătul ăla nu se taie. Capătul ăsta nu se taie, că nu mai am de ce ține când o tai. Păi, dar nu trebuie să o tai mărunt. Uite că ți se arde, degeaba ai zis. Nu contează, dar... Ele trebuie să fie puțin arse. Trebuie, dar cam... Aici. Ne-ai luat ceapa, bre. Ai văzut? Maramureșanca până la urmă s-a sufulcat și s-a apucat de treabă. Exact. Tu dai seama ce iese de aici
O moldoveancă, o maramureșancă și un bănățean, fai de capul meu. Ce aș putea să scot capia, că e deja gata, aproape făcută? Uite, ia coșul. Asta e făcută? Asta trebuie, aia, da. Hai, pune aici la uica. Trebuie să fie cât arse ca să dea aroma aia specifică. Am nevoie de aroma de ars. Așa, până dai să deasupra, să lasă saftul. Și măi, pipar, că aia poți să mi-o dai așa. Hai, da. Hai să bem o gură de coniac, cât moldovean care dă din mâini acolo. E important să le faci la foc iuce, ca să rămână jumătate arsă cu o aromă și jumătate așa... Ai nevoie să te ajutăm la ceva? Nu, mai mult poate m-am încurcat. Uite, mă, că știe. Mă, să poți lucratul. Auzi, taie printre gergi ce taie, ca la birt. Având în vedere că este bărbat, ne-am gândit că trebuie să-i dăm o mână de ajutor, deși nu cred că era nevoie, dar el cu drag ne-a lăsat și ne-a încurajat să facem, să-l ajutăm. Așa, uite, carnea bucăți mari și special pentru Simona de la Moldova, știi ce e asta? Coada. E cea mai gustoasă, da. Și maiul alb e cel mai bun. Așa. Dar n-ai și tu un cuțit mai subțiri? De ce? Dai mai bine. Am ăsta de filetat. E, ăla. Așa. Să te ajut? Vin să te ajut? Nu le-am nimerit. Fecilor, se vede că mi-s pensionat. Eu zic că e muncă de bărbat, stai, Simona. Stai, că normal nici nu trebuie să te chinui la asta. Dă-mi coace. O scot mergi pe la pe os. Ia. Ia să vedem. Ia ține de aici ca să mă ajut. Păi, dar eu am venit să te ajut, păi tu mă las singură. Păi dacă trebuie doi la un biet berbecuț, sărat. Ce ne faci când tăiem un vițel? Trebuie o să mă chem pe mine. Ai scos-o la disc. Pui și os? Absolut, păi osul fără os nu are gust, mâncare orice. Nici o carne fără os nu are sap. Asta o, mi-o pui mie să o mănânc eu. Tu? Da. Stai să scriu, dă-mi un pic să scriu pe ea, Simona. Ia uite-mă, de 3 ori am dat. Ai emoții. Eu mă duc să mă așez acolo lângă Mariana, că eu zic că ai emoții, a? Absolut. Lângă tine orice bărbat se face emoționat. Oi, Doamne, oi. Uite, bucata asta e cea mai dulce. Cu dedicație pentru Mariana de la Bihor, care mi-a dat să mănânc cartofi cu cartofi. Ai greșit, nu Bihor, Bistra. De la Bistra, Mariana. Nu se poate, mai ai una acolo prin Bihor? Sigur, ai una prin Bihor? Sigur. Cred că le încurci. Ai început să încurci Mariana. Exact. Scumpele mele, de când m-am căsătorit și mă ține muierea sub păpuc, da. Nici un bărbat să gata. Nu rămână nepedepsit în lumea asta. Toți sunt soare. Peste legumele astea, jumate coapte, jumate crude, sare, piper, cimbru, numai un strop de boia, fiindcă avem pipar că multe, asta facem și cu carnea. Astăzi am cam stat cu gura pe el, i-a venit și lui timpul, pentru că și el la noi a stat cu gura pe noi. A fost așa o tachinare, pot să spun, plăcută. Și eu punem. Deja rețeta am furat-o. Și nu pui ulei nimic? Nici un pic avem său de oaie aici și de-aia îi spune în săc. Și nici apă nu pui? Ha? Nici apă nu pui? Nu, un strop de rachie de măr. Au zis. Restul de legume deasupra. Mariana, acolo atârnat pe poartă, e un mănunc de cimbru. Eu l-am văzut mai înainte și... Las că m-am ridicat eu mai repede. Foarte multă lume folosește doar florile astea uscatele. Nu, dacă nu, mie îmi place și frângele, și eu tot așa folosesc. În borș, adică că sunt la fasole. Așa, un strop de răchie. Îmi bată mielul. Sau cârlanul, cum a zis. La temperatura la care gătim noi, alcoolul se evaporă și rămâne doar aroma asta. Acum mai punem FG-ul și facem un culcuș acolo în spulta aia, în jăghi, și jur împrejur crăgim lemne ca să fie temperatura indirectă. Sunt foarte curioasă. Acum adunăm jăghi. Că doar mielul nu lasă zeamă. Și nu pus nici ulei. Și nici, da. Chiar sunt curioasă. Na, da, văd că la voi masa e cam goală. Mă duc să vă fac felul 2. Vă pregătesc o găigană cum se face la noi în Banat. Ce aia? Găigană? Găigană. Ce aia? Ce aia? E găină? Ratot în Transilvania, caigana în Oltenia. Scrob în Moldova. O verișoară puțin mai bucată a omletei franțuzești. Așa, cu legumele date pe răzătoare. Ce trebuie folosesc? Să am ceapă, piparcă și părădaisă. Dar vreau să-mi spui... Ce pregătești acolo? Alea le călești? Călită în apă.
E o tehnică mai specială. Punem cătașonc, adică jambonul ăsta, care observ care grăsime. Și în apă, dunstuială se numește, scade, între timp se eliberează grăsimea și toată fibra din jambon se înmoaie. După care tăiem bucăți mai mari de brânză, le aruncăm înăuntru și bătem ouăle și lăsăm doar să se înfierbânte și să ajungă la consistența smântânii. Punem o bucată de cărnat pentru început cu untură pe el, ca să fie slăgișe, adică puternic, legumele din prima. Știi cine ai făcut? Nu te-ai mai uitat la berbecuțul ăla. Doamne, bine că mi-a... O, vezi ce fac două perechi de ou frumoși? Că scoaceți bărbatul din priză. Doamne, mă duc să văd. Doamne, știți cum e? Până ai și pământul și dai și încolo începe raiul. A zis că trebuia să pună foi de dafe. Da, la sfârșit, o zis. La sfârșit. Am înțeles. Și le las să fiarbă numai un sfert de ceas și le scot afară, pentru că altfel... Să amărăsc. Lasă amărea. Uite și ne știe, mă. Ai văzut? Și lemne nu mai pui acolo în jurul tigăii. Ba, punem și lemne, dar în momentul în care simt că nu mai bolborosește, după urechi. Și baș zic eu, dacă nu mă înșel, că am nimerit niște feluri de mâncare. Este o omletă? Poți să-i spui și omletă. Pui și făină? Nu. La cantitatea de ouă, pui jumătate cantitate de lapte. Cam atât. Bătem bine. Și boia? Un strop numai. Un strop și l-a luat Dita mai. La el un strop, da. Să mai pun un strop de sare, așa, și ce rămâne între gerice, arunc după umăr ca să nu mă cer cum era. Punem și restul de cârnat. Dar cârnații nu tai mai mărunți, așa mare? Nu, să fie, se socotește o bucată de căciulă. Brânza se pune mai la urmă, să nu apuce să se transforme în brânză topită. La noi mâncarea asta se face dimineață, mai ales când mergi la coasă sau la fân. Din dunstuiala aia s-a cam evaporat. A rămas grăsimea, se cunoaște după sfârșit. Daniel, ar să vedem și noi? Da, vă rog, priviți și voi ca să învățați. Na, acum e momentul să muiem puțin focul și să punem ouăle așa bătuce. Așa, chiar la sfârșit pui brânză. Cu brânza. Așa, brânza. Și acum, ușor. Îl incorporează tot. Da. Arată și frumos, îmbietor, da, miroase bine. Are multe calorii. Da, avem nevoie noi de așa ceva. Uite, acum e cam pe gata. Uite, asta trebuie să fie consistența. Hei! Dar ce s-a întâmplat? Dar mai ce masă vine așa de iuce? Țucu-țuple, te-au împățit un necaz. Fecile astea au tras cu ochiul la mâncare și s-au împietit carnea. Dacă nu o descântăm acum, rămâne toată lumea plământ. Așa că, țucu-țuple, tu... Bine că ai venit. Bă, că n-ai venit singură. Cu cine ai venit? Am venit cu colegii mei de la Casa de Cultură din Buziaș. Cu Silviu Drăgan și cu Nicușor Drăgan. Hai, da! Zi! Uite, aici e casa unde trebuie să ajung. Aici e Neauică. Aha, hai să oprim. La Neauică merg. Gata, că nu mai pot de foame. Foarte, foarte emoționant. Nu știu de ce. Pe mine toate programele astea artistice, populare, pe mine îmi dă o stare așa de emoție. Hai de acolo cu noi! Când ne-am auzit cântând, parcă am încinerit cu un miliard de ani. Nici de acum noi mai face la 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 la
și îmi place, la-i-la-la-la-la. Nici acum nu-mi mai face, la-i-la-la-la-la. Fără am grijă și îmi place, la-i-la-la-la-la. Erci, clar, mă, tot Banatul-i pruncea. Domnul Oria, ce să ne mai ocupăm noi de făcut mâncare sau de ceva? Mi-a dat în petrecere... Mâncarea sufletului. Foarte frumos, dar ne merge la fix, nu știu cum s-a întâmplat. Exact, tu cu sufletul ei, că uite-o, e ca pupul de floare. Ca pupul de floare. Mă, copii, cum să vă mulțumesc eu? Să știți că am încinerit cu 30 de ani. Vă rămân dator câți un milion de euro la fiecare când câștig la loto. Bun? Degeți, domnul Oria. Uică. Acum, e o gazdă bănățeană atât de pricepută, o bucătăreasă moldoveancă pricepută, o paharnică ruseancă. Bă, eu, singurul rol al meu e că sunt un bucureștean tare bine mâncăcios. Să ne uităm dacă mai behă e berbecuțul la, ce, behă e cineva la oală. Carnea de oaie nu este pe gustul tuturor. În general, oamenii se feresc pentru că are un gust mai de oaie. O simțim așa... țărănească. Gustul de oaie este bun. Este frumos. Bă, dar e grea asta. Fugi cu mâna de acolo. E grea, dar e bună. Tare bine arată, uică. Păi tare nici n-avea cum. Nu, foarte, foarte bine. Deci, ca să recapitulăm. Asta este o omletă cu de toate. Putem să-i spunem și o omletă. Găigană este. Așa se spune la noi, omletă. Găigană. Găigană. Îți spun drept că mi s-a părut că eu gângani, găigană, gângani, gărgăriță, am fost cam nelămurit. Chiar să văd cum am nimerit-o. Tu ai făcut-o? Au, Doamne, ca faine. Da? Am greșit-o bună. E așa de bună de parcă ai făcut-o singur, nu? E puțin sărată de la brânză. Da. Nu foarte gras pe cât m-aș fi așteptat, ci bun. Poate ușor sărat. Dar asta cu siguranță e de la mezeluri. După mine, ăsta seamănă cu jumările, englezii zic scrambled eggs. Exact, de toate. Da. Uite. Bun. Să trecem la lucruri serioase acum. Asta zic că fac eu treaba asta. Mariana, vrei cu bucățică, nu? Da. O bucățică sau două bucățică? Una. Să-mi de zeamă, dar mâncați un pic. E fără apă. Se bazează pe sucul din legume și din carne. Excelent. Ia să bă, da. Dar cum te-ai nimerit o bucată cea mai mare oare? Cine împarte, parte își face. Da? O fi adevărat. Pură întâmplare, nu e adevărat. Da, exact. Carnea mea e și cu pieliță. Dacă pielița se dă jos, înseamnă că e o treabă bună. Da. Oaia era atât de fragedă, încât puteai și cu degețelul ăla mic să o iei de pe os frumos. Aici mai trebuie sare. Ardei și piper. Roșii. Dacă luai sarea din omletă și o puneai în becuț, se completau perfect. E bună? Carnea este foarte bună făcută. Foarte fragedă. Da. Legumele al dente. Uh-huh. Eu aș fi mai pus un pic de sare și un ardei iute. Da. În rest este foarte, foarte bună. Da, sau piper. Trebuia puțin piper condimentat. La Simona mi-a plăcut mai mult făcut stufatul de miel decât berbecuțul ăsta făcut cu legume. Interesant. Mie îmi place gustul ăsta. O să trebuiască să trecem și la lucruri mai serioase. Adică o să vină momentul notării. Gustul a fost pur și simplu asemănător cu ambrozia de la masa zeilor. Ui, că îmi pare bine că am ajuns la tine aici în Buziaș. M-am simțit foarte bine, dar în schimb mâncarea nu prea ți-a ieșit. Nota mea finală pentru Uica este nota 7. Pentru preparatele făcute astăzi, Uica primește din partea mea nota 9. Îmi place de el, îmi place de simplitatea lui. Dragii mei, am ajuns la momentul adevărului. Sunt mai mult decât mândru de cum ați gătit. Și sunt și onorat că am putut să vă trec pragul. Încep cu tine, Simona, pentru că tu ai gătit prima. Ai primit de la... ceilalți doi, nici mai mult, nici mai puțin de 17 puncte. Toate. Uică a dat 9 și Mariana a dat 8. Este rândul tău acum, Mariana. Tu ai căpătat de la ceilalți doi, nici mai mult, nici mai puțin de 16 puncte. 8 și 8. Uică... fetele,
Te-au notat. 16 puncte. Și ai căpătat de la Simona 9, iar de la Mariana 7. Am învățat ceva și țin să-ți mulțumesc, Mariana, data viitoare, înainte de a tăia berbecuțul care a ieșit nesărat, am să-i dau să mănânce o mâncă sărată. Atunci o să spun că este partea cea mai tristă pentru mine, pentru că trebuie să... eu sunt acum cel care trebuie să dea notele. De fapt, nu este notă, ci eu am 10 puncte mari și rate pe care, ca de obicei, trebuie să le împart celor trei concurenți. Mariana, tu de la mine vei primi 2 puncte, iar cu ale tale 16 vei face 18 puncte cu totul. Preparatul tradițional al rutenilor pregătit de tine este hremzle cu cartofi sau din cartofi. Da. Simona, la tine polele în brâu sunt preparatul pe care îl consider tradițional și specific zonei tale. Vei primi de la mine astăzi 3 puncte, iar cu cele 17 faci 20 de puncte. Uică, lângă cele 16 puncte, de la mine astăzi primești 5 puncte, cu care faci 21, drept pentru care ești câștigătorul ediției din săptămâna asta a rețetei naționale. Ce să mai spun, ce să mai comentez? Am așa o fericire dulce, oricum e un premiu care mă onorează, cred că am și un loc unde să o așez. Așadar, avem și astăzi o rețetă națională. Oaie în săc, cum îi zic bănățenii. Poate a părut floare la ureche făcută de Uica Mihai, dar hai să vă văd și pe voi. Mă simt onorat, dar dincolo de premiu, faptul că am cunoscut niște persoane minunate cu care în mod sigur voi rămâne prieteni toată viața, a fost o poleială pe sufletul meu de tânăr pensionar. Sunt sigură că vom rămâne prieteni mult timp și o să ținem legătura, chiar dacă distanța între noi este mare. Pentru cei de acasă, nu o să spun decât că vă îmbrățișez cu drag și vă aștept și săptămâna viitoare, pentru că va fi o săptămână superbă pentru toți.